tuturor, începe o nouă ediție România te iubesc. Trebuie să fii suficient de puternic ca să trăiești fără credință. Chiar dacă omul din ziua de astăzi nu mai are sentimentul sacrului, credința în sine n-a dispărut. Oamenii au rămas cu aceeași căutare febrilă care se adâncește mai ales în vremuri de criză spirituală. Cui ceri ajutor când nimeni nu te mai sprijină și te simți pierdut? Unde dai fuga atunci când ai necazuri și ești foarte bolnav? În ultima instanță, la cel de sus. Însă până să ajungi la el, e posibil să te mănânce sfinții și mai ales să-ți ușureze buzunarele. În ultimii ani, nevoia de a crede a românilor a luat forme spectaculoase. Astăzi veți vedea cum mulți ajung să valideze credințe care le propun minuni la kilogram. Sau cum se alătură predicatorului care le promite mai mult și mai repede. Ortodoxie în variantă extremă, secte care speculează suferințele oamenilor, astăzi la România te iubesc. La limita ortodoxiei, portret de preot atipic. Cristian Pomohaci cântă muzică populară, exorcizează chiar și bebeluși, spune că Duhul Sfânt îl ajută să vindece până și cancerul și are mii de prieteni pe Facebook. Unde se termină ortodoxia și unde începe un fenomen religios controversat? Vedeți în câteva clipe la România te iubesc. Vreți o minune? Atunci dați-ne a 10-a parte din salariu sau din pensie. Este crezul Bisericii Universale care pretinde că vindecă orice boală incurabilă. În plus, promite că redresează firme afectate de criză, iar sâmbăta rezolvă lucrurile imposibile. În câteva minute, reportaj cu camera ascunsă despre afacerea vindecărilor miraculoase. Știați că Bahá'u'lláh este persoanul care a inventat cea mai tânără religie din lume și mii de români cred în el? Ce i-a convins să renunțe la ortodoxia străbună și să caute un alt răspuns pentru viața lor? Aflați imediat la România te iubesc! Mulți îl caută și îl găsesc pe Dumnezeu acolo unde îi se face mai multă reclamă. Și de reclamă, mai ales în zilele noastre, slavă Domnului, chiar nu ducem lipsă. Odată cu câștigarea libertății, România a devenit un fel de magazin în care oricine poate găsi secte mici și mari, mișcări spirituale, credințe în absolut și predicatori îmbibați de patos care spun același lucru, că ei pot să scape omul de orice suferință. Așadar, cine sunt cei care se joacă de-a Dumnezeu cu destinele oamenilor? Oarbă, exorcizări, ca nevul mediu. Fanatism religios, lideri carismatici, secte care promit vindecări miraculoase contra cost și credințe exotice la care românii apelează când se simt pierduți, iar credințele strămoșești nu le mai spun nimic. Spune, lăudat fie Dumnezeu, El singur este Dumnezeu. O, tu bunule Dumnezeu, tu ai făcut întreaga omenire din aceeași plămadă. Tu ai poruncit ca toți să aparțină aceleiași familii. În România sunt recunoscute oficial 18 culte și există numai 15 asociații religioase înregistrate la Ministerul Culturii și al Cultelor. Pe lângă ele, în secret sau la lumina zilei, prosperă zeci de secte care funcționează sub paravanul fundațiilor care pretind că oferă ajutor spiritual. În fapt, câștigă bani grei din naivitatea și disperarea oamenilor grav bolnavi, care ar face orice ca să trăiască. Și le dați a 10-a parte din ce aveți? Le dăm, da. Oamenii sunt din ce în ce mai disperați și oamenii sunt din ce în ce mai dispuși să se arunce în lucruri cu totul și cu totul nerezonabile sau iraționale sau absurde pentru a nu
înfrunta în mod onest și responsabil lucrurile din jurul lor. Fiecare caută un răspuns pentru viața sa și își dorește protecția divină. În vremuri de criză, când mulți au ajuns la capătul puterilor și nu mai au de ce să se agațe, credința îi liniștește, îi ajută să-și depășească problemele. Este o nevoie extraordinară de miracol și de emoție. Românii au mai mult ca oricând nevoie de credință și o caută cu disperare, oriunde. Pe lângă marile hramuri ale Bisericii Mamă, care adună mulțimi impresionante, un alt fel de ortodoxie, spectaculoasă și radicală, se dezvoltă la Moșuni, un cătun de lângă Târgu Mureș. În fiecare săptămână, un simplu preot de țară reușește să adune în jurul său mii de oameni. Bolnavi incurabili îl caută, iar cei care îi sunt aproape, ucenicii, îl divinizează. Ne are pe noi, noi suntem copiii lui, are mai mulți decât vă imaginați vreodată. Suntem foarte mulți care ne simțim copiii lui. Primești ceva ce nu poți primi nicăieri și sub nicio formă. De ce plânge? Pentru că aș vrea să exprim mult mai mult și nu pot. Are o parte luminoasă, dar și una întunecată. M-am încadrat în acel grup până când mi-am dat seama că de fapt este o sectă periculoasă, foarte periculoasă pentru cultul ortodox, e de neacceptat așa ceva. Da, e neacceptat. Am văzut acolo femei care se vaită exorcism și așa mai departe. Nu, în viața mea sunt în secolul 21 sau secolul sau nevul mediu. În Biserica Ortodoxă Română nu se fac exorcisme în sensul consacrat al termenului. Părintele Cristian Pomohaci este separat de preoteasă, deși în mod normal legile Sfântului Sinod îl obligă să fie căsătorit. Sunteți depus din treaptă? Că și nu, asta? Nu. Noi nu am divorțat, noi n-am fost niciodată la tribunal. Doamna preoteasă nu a putut suporta, pentru că e greu să trăiești în condițiile astea. Potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, preotul trebuie să fie căsătorit. Într-o astfel de situație, cazul trebuie cercetat de asemenea de eparhia respectivă. Are 1482 de prieteni pe Facebook, 30 de ucenici ultra-dedicați în viața reală, care locuiesc în clădiri ridicate lângă biserică, are 4 copii înfiați cu vârste între 13 și 26 de ani, conduce o gospodărie impresionantă cu oi, vaci și porci în care lucrează ucenicii săi și este cântăreț de muzică populară. Că sunt oameni buni și răi, credincioși și farisei, și tu trăiești între ei, omule. A fi cu voce bună și a cânta frumos este și acesta un dar de la Dumnezeu, un fond și definitiv. Însă nu este compatibilă preoția cu lăutăria. Trebuie să punctăm acest lucru. Mulți dintre cei care vin la Moșuni au probleme de sănătate grave și sunt dispuși să creadă și să facă orice ca să se vindece. Și ce are fetița? A făcut un vaccin. Știți cum e cu doctorul din ziua de azi? A expirat sau... Și aveți încredere? Da. Ce credeți? Ce cereți? Ce credeți că poate să facă părintele? Ce nu am putut face doctorul. Mecanismele care îi fac pe oameni să se ducă să caute astfel de vindecări miraculoase sau forme de înregimentare spirituală au probleme reale de sănătate, în fața cărora știința se dovedește neputincioasă. Ultimul recurs este în domeniul spiritualului, nu zic al credinței, spun al spiritualului. Simona Gurghean are fetița bolnavă de tetrapareză spastică. A fost la toți doctorii și acum încearcă și calea credinței. Deși este pentru prima dată la Moșuni, o trec fiori. Simt o căldură deasupra mea, nu știu, acum am simțit-o. Nu știu, sper să fie ceva bine. Noi vrem să trăim, dar vrem tot timpul să avem o stare de bine. Ei, ne convine sau nu, tipul ăsta de spiritualitate furnizează o stare de bine spontană celor care practică. Când oamenii sunt disperați și se epuizează mijloacele, în general caută orice altă soluție. Și atunci se ajunge foarte ușor în zone spectaculoase. Religiosul este un fenomen spectaculos. E o legătură cu altceva. Când el este făcut spectaculos în mod explicit, atunci atracția este cu atât mai mare. Mi-a spus că sunt oameni care s-au vindecat de cancer.
Ar fi bine să vorbiți cu ei, da, de diabet. Nu știu dacă au văzut vreodată un medic, oameni vindecați de diabet. Eu am văzut și am trimis la medic să-i vadă. Și de cancer? Și de cancer. Și de cancer. Dacă ar exista vindecări reale, ar putea fi puse pe internet chiar așa. Buletin de analiză înainte, buletin de analiză după. Oamenii vin aici ca și când s-ar duce la un medic special. Ei nu vin ca și cum s-ar duce la un preot. Ei vin ca și cum s-ar duce la un specialist de o altă natură. Ori, nu asta este esența credinței. Ca simplu credincios, nu este deloc ușor să ajungi la părinte ca să-i spui ce te doare. Toți țintesc către slujba de vindecare și exorcizare, care se ține în fiecare vineri, la miezul nopții. Nu există în practica vieții liturgice de parohie slujbe de noapte în mod curent, săptămânal sau de mai multe ori pe săptămână. Cât plătesc cei care vor să intre în audiență la preot și astfel să câștige un loc cât mai bun, cât mai aproape de marea slujbă de exorcizare și de vindecare? Aflați imediat! România te iubesc continuă în câteva minute. La Moșuni, oamenii așteaptă o rezolvare miraculoasă a suferințelor lor și nu ies din cuvântul preotului. Totul este organizat în detaliu. Dacă te doare ceva, trebuie să parcurgi anumiți pași, să plătești, să iei daruri și să ții post ca să ajungi în fața părintelui. Devoțiunea și exaltarea credincioșilor amintesc de bisericile primitive, de primii creștini care își guvernau viața după magie, mister și inexplicabil. Înainte de slujba cea mare, ești îndrumat de oamenii preotului să cumperi daruri pentru Sfântul Altar. Ulei, prescură, vin, toate în valoare de 16 lei. Un om de afaceri din Reghin și soția lui au parcurs aceiași pași. Acolo este un ritual cu lumânării, e un pomelnic pentru mânăstire și am dat și noi bani. Am crezut că e o biserică izolată, dar de fapt acolo mergea cea mai avută lume din posibil, care au necazuri și probleme. Și dacă se întâmplă ceva, se dă mult. Dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că nu ne-am rugat destul. Cu acatistul făcut, în care explici de ce necaz vrei să scapi și cu darurile, mergi în biserică și le lași la Sfântul Altar. În funcție de gravitatea problemei, ți se cere să cumperi un număr de lumânări, care în general variază de la 50 la câteva sute. Lumânările se dau stinse și ajung apoi din nou la vânzare. Darurile care se aglomerează în altar sunt apoi scoase pe ușa din spatea bisericii. Oamenii cumpără darurile din această casă, le duc la altar, adică vis-a-vis, în biserică. De acolo oamenii preotului le iau și le aduc din nou înapoi în această casă și le revând. Sfântul dar era luat apoi cu sace și dus înapoi acolo, practic? Nu, acolo îl depozităm că n-avem unde. Și el pleacă, deci ulei... Deci nu se refolosește, nu, practic, nu, tot. Nu, nu, nu se reciclează. Ca și lumânările. Nu, lumânările, nu, nu, care se duc în altar se ard sau ce se întâmplă? Lumânările care se duc în altar se duc la protopopiat. Una este să aduci un dar lui Hristos, după putința ta, după puterea ta, alta este să ți se ceară. La preot intri cu bonuri de ordine și unii așteaptă cu lunile. Stau la rând oamenii să intre la părintele, să vorbească cu părintele. Părintele acolo ia pe rând, care sunt scriși poate și de 2-3 luni. Poate nu rânduiește Dumnezeu să intri, că ai venit prima dată la biserică. Sunt oameni care zic că țin post ca să poată intra la părintele. 30 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani fac ucenicie pe lângă părintele Pomohaci. Ovidiu Ciobotă trăiește de câțiva ani în comunitatea de la Moșuni. Nu putea să aibă copii și de 4 luni soția lui este însărcinată. Un motiv în plus ca să creadă în Dumnezeu și în puterea părintelui. De multe ori nu-mi simt părinții mei trupești. Zice, părinte nu e cel care te naște, e cel care te crește. Și părintele m-a crescut pe mine, că e vorba de mine, m-a crescut spiritual. Andy este la Moșuni de la vârsta de 5 ani, când l-a adus mama lui. Acum are 16. Viața sa înseamnă muncă, post și rugăciune. Cum e părintele? E un vindecător? Da, e un bun, harnic. Pune să muncim toată ziua. Ce faci când ți-e greu? Cui te plângi? Că ești doar cu... Nimica. Pleca în capul pământ și mergeam mai departe. De ce nu ziceai nimic? Păi n-aveam ce să zic. Cu cine să mă cer singur? Pe mine. Ca să putem filma vestita slujbă de vindecare, am abordat o strategie simplă. Reporterul Toni Dohotaru s-a dus la preot cu o problemă reală, la care a cerut rezolvare, după ce s-a conformat și a cumpărat 51 de lumânări plus darurile aferente. Eu am pietre la colecist și am venit să mă vindec. Vă spun cinstit, am analize. Pietrele ce purtați? Știți, nu? Din păcate, da, pentru dumneavoastră. Vreau să știu, mă operez sau nu? Nu.
Nu mă operez. Nu. Fac canon, mă rog, cum face toată lumea? Încă nu, o să vorbim. În special doamnele singure și cele care au necazuri în căsnicie rămân pe lângă părinte. Dacă ești femeie, nu intri în biserică fără fustă și basma pe cap. Orice femeie care va purta îmbrăcăminte bărbătească și orice bărbat care va purta îmbrăcăminte femeiască este o oriciune. Eu sunt o oriciune, părinte. Mi-era frig. Te bață-le pe surorile astea din biserică dacă le-i frig. Vă e frig? Nu. Minunea în care te îndeamnă preotul să crezi nu se face pe loc. Trebuie să vii de mai multe ori la moșuni. Te întreabă domnișoara să mai vii o dată? Vreau vindecare. Cei care ați terminat canonul? Mulțumesc frumos. Are o putere de a aduna oameni acolo și de a-i prosti teribil. No, eu cred în Dumnezeu, dar așa ceva nu se poate. Nu poate fi un om al lui Dumnezeu care îi plac banii și avuțiile și averile incomensurabile și să distrugă familii de oameni care în societate sunt respectați. Să ne rugăm pentru pacea dintre noi. Există absecte care generează un fel de delir în masă. Prin liderul sectei sau prin staful acestuia. La moșuni putem vorbi despre asta? Vorbim, fără îndoială, da. Fără îndoială vorbim. Există și în interiorul bisericii, dar mai mult în exteriorul bisericii, grupări care au aceste simptome. Victorița a așteptat o lună ca să ajungă la preot. Ca dovadă că părintele Pomohaci este un priceput psiholog, toți cei care vorbesc cu el sunt marcați. Știa totul despre dumneavoastră, mi-ați spus? Fără să vă cunoască? Știa fără să mă cunoască. Știa foarte, foarte multe lucruri, poate unele dintre ele pe care eu nu le-am știut. Da, Duhul Sfânt îl ajută. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere și tărie să ne poată ajuta pe toți, pentru că suntem foarte mulți care avem nevoie de ajutorul Dumnealui. Sigur că există pe chipul unui om întipărite niște, să zicem, neputințe. Iar un om experimentat poate să-și dea seama. Mai ales cine are experiența întâlnirii cu oamenii, preotul duhovnic care cunoaște. Cum reușiți să vă dați seama cam ce-l doare pe om, începând de la suflet și terminând cu boală? Asta e Duhul lui Dumnezeu. Tuturor preotul le prescrie un canon. Așa a început și calvarul unui om de afaceri din Reghin. Povestește că după ce soția lui l-a întâlnit pe preot, n-a mai vrut să vină acasă. De 7 ani trăiește în comunitatea de la Moșuni, deși acasă o așteaptă un copil. Soția mea îl vede ca pe Iisus Hristos pe pământ. Poza o pune la cap și așa mai departe. E durere. Nu, și-am spus, nu se poate, trebuie să te adun, trebuie să faci ceva, nu ai cu cine discuta. Are un limbaj din ăla de adventist, din ăla rău, care menirea lui numai să ducă cât mai mulți oameni acolo. Mulge vaci, agricultură, păzește biserica, face slujbe în locul lui. E mâna lui forte și nu s-a lipsit de ea, pentru că are capacitatea de a duce oamenii acolo foarte mulți. Pe Valea Gurghiului sunt câteva familii tot în situația mea și chiar mai rău decât mine. Rodica e de la Miercurea Ciuc, Anișoara e din Ialomița, domnișoara profesor Otilea e profesor și diriginte la clasa 12, e profesor de istorie și diriginte la clasa 12. Doamna profesoară, da? Domnișoara profesor, da, de istorie. Unde? La Reghin. Femeile care îl înconjoară pe preot au avut mari cumpene în viață. Otilea vedete. Îl iubești pe părintele? Da, cum e acum, Otilea? Cum e acum? Da. Cine e părintele pentru tine? Pentru mine reprezintă chipul lui Hristos. Pentru un om singur ca și mine, având în vedere statutul meu de femeie nemăritată, este mare lucru să ai o familie. Mai mult decât un soț și un copil care, la care sunt limitele astea familiei biologice, e mare lucru să ai o familie duhovnicească. Nici nu știți ce bucurie și ce pace și echilibru sufletesc îți poate oferi ideea de a avea o familie duhovnicească. E mai presus decât orice. Din familia duhovnicească a părintelui fac parte și 4 băieți înfiați. De ce ați înfiat?
Pentru că iubesc, nu m-aș putea despărți de el nicicum. Alexandru iubește foarte tare animalele și cu asta se ocupă de 5 ani. După ce tatăl lui a murit, părintele l-a luat în grijă. L-am dorit în viața mea mai mult ca tată decât ca preot. Pentru că l-am găsit într-un moment și l-am întâlnit într-un moment în care chiar aveam nevoie. Eram într-un moment de cumpăr al vieții mele. Când l-ai văzut prima dată, ce ai simțit? Acel sentiment de vină încoace. Când l-ai întâlnit prima dată? Da. Și... ți-ai dorit atunci să fie tatăl tău? Nu mi-am dorit atunci, pentru că eram un copil libertin și un copil în lume. Eram obișnuit cu lumea, dar când Dumnezeu își pune amprenta pe tine, nu te mai poți lipi de el. Și Dumnezeu și-a pus amprenta pe mine. Toți sunt ucenicii mei. Adică ucenicii mei, ucenicii lui Hristos. Deci nu avem organizat nimic, să nu credeți că facem, suntem o congregație separată sau o mișcare religioasă. Nici de cum, suntem Biserica Ortodoxă Română. Că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Biserici de acest gen arată, de fapt, forța creștinismului apostolic. Eu cred că, fără a fi teolog, și o spun cu multă prudență, eu cred că acel creștinism al primelor veacuri nu era foarte diferit de genul ăsta de emoție și entuziasm pe care o prezentau acești oameni. Iar înainte să apară preotul la slujba de exorcizare, psaltirea este citită de femeile care au luat calea credinței. Faptul că țin slujba în locul preotului le umple de exaltare. Se țin de cuvântul psaltirii, dar mai pun și de la ele, ca să le audă Dumnezeu mai bine. Bucuroase păroasele mele cele smerite, întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Este ora 12 noaptea și biserica geme de enoriași. Într-o adâncă fervoare religioasă, tot se pregătesc pentru apariția părintelui. Înainte să apară preotul, comisarul SRI Alexandru Săplăcan se roagă pentru reușita părintelui în lupta cu diavolul. Mulțumim pentru rugăciunile părintelui nostru. Te rugăm, Doamne, și în noaptea aceasta să-l îmbraci în putere. Ajută-l, Doamne, să poată să facă o lucrare sfântă. În prima linie stau femeile despre care se spune că sunt îndrăcite. Maria lucrează la poștă în orașul Victoria și a ajuns la Moșuni când a văzut că se simte rău. Stropită cu aghiasmă, face urât. Mă chinuie un duh rău. Mă chinuie rău. Nu știu din cauza asta făceam rău. Urât. Și cum vă chinui? Mă doare, ceva mă doare și eu nu pot stăpâni. Am venit aici la părintele, am luat după 16 posturi. Mi s-a declanșat, de nu am știut ce am. Eu am fost la toți doctorii, la mulți medici. Și ce diagnostic v-a pus? Mi-a spus că analizele sunt toate perfecte, numai că eu clinic arăt rău, dar nu-și dau seama de la ce. Și prima dată când ați simțit duhul ăsta, când a fost și cum? Aici, în biserică, la Moșuni, am simțit. Mi-era foarte, foarte rău și gândeam foarte urât și deasupra părintelui aveam niște gânduri foarte urâte. Și atunci, într-adevăr, a venit părintele cu Sfânta Cruce. M-am speriat și eu când am știut că am un duh rău. Și a venit părintele cu Sfânta Cruce și m-au strigat atunci să iasă. Și doar în biserică faceți așa? În rest sunteți un om normal? În rest sunt un om normal, dar și acasă sunt chinuită. Deci am dureri mari. Și cine sunt femeile acelea? Sunt bolnave? Nu sunt bolnave. De la doctor au vreo adeverință, un diagnostic? Cum să fie? Dar Satana nu are diagnostic. Nu ne interesăm, noi nu ne ocupăm de diagnosticile medicilor. Medicul nostru important e Dumnezeu, El ne vindică, medicii... Și surorile noastre nu au fost niciodată la medic? Nu știu. Surori întru Hristos, nu surori de sânge. Există oameni care suferă de tot felul de afecțiuni. Unii dintre ei trebuie tratați la medici, evident. Dar nu toate afecțiunile se pot trata la medic, pentru că există și afecțiuni de natură spirituală. Dar cercetează evenimentele înainte, adică preotul nu vine și spune, nu e nicio problemă. Posedat posesiune gradul 4, mai întâi verifică antecedentele acelui om, este sau nu bolnav.
E primul lucru pe care îl face, pentru că s-ar putea să fie o schizofrenie sau cine știe ce boală psihică. Și atunci omul acesta este trimis la oameni competenți din domeniul respectiv. Cum se manifestă boala? Sunt cel rău, duhurile rele care sunt în ele nu-și găsesc loc în momentul în care sunt puterea lui Dumnezeu. Încearcă să iasă afară. Deci nu au niciun fel de diagnostic medical, nu au o boală, pur și simplu. Nu, nu. Boala ar fi că sunt... Da, sunt în recetă. Arată persistența și vitalitatea unor forme de religie bazate pe inexplicabil, pe mister, pe alb-negru, pe magie, pe tot ce doriți dumneavoastră, care, cu care biserica oficială este foarte prudentă, ca să nu spun reticentă, dar marea masă a credincioșilor, cei care constituie majoritatea practicanților religioși din România, sunt foarte avizi și de așa ceva și foarte dornici de a fi uimiți. După pauză, slujba de exorcizare ajunge în punctul culminant. Există duhuri rele sau doar afecțiuni psihice? Boli sufletești și spectacol făcut să atragă cât mai mulți credincioși. Îi veți cunoaște și pe cei care cer a 10-a parte din veniturile credincioșilor în schimbul unor minuni cusute cu ața albă. Apoi vom ajunge într-un cătun de lângă Cluj, unde trăiesc vidrenii, o sectă desprinsă din cultul pentecostal cu idei fixe și radicale. Totul după pauză. Cer bani și dau în schimb vorbe mari și frumos meșteșugite, pretind că rezolvă probleme imposibile și vindecă boli incurabile. Ei sunt așa zis și preoți brazilieni care reușesc să se ducă cu ușurință mii de români disperați. Dar înainte de a intra în culisele unei afaceri în fața căreia te crucești, să ne întoarcem în biserica din Moșuni. După 12 noaptea, slujba de tămăduire ia o întorsătură stranie. Preotul exorcizează până și un bebeluș despre care crede că e posedat de diavol. Într-un vacarm în care mai ales cei slabi de îngeri rezistă cu greu și intră în transă, părintele exorcizează chiar și un bebeluș. Era un copil acolo, micuț. Copilul ăla ce făcea acolo? Din problemele astea, sunt tot așa problemele. Diavolul ne sânge pe noi. Diavolul în el? Din păcate, un blestem sau ceva problemă strămoșească în el sau o satană care... Satana nu-ți dă stare de euforie niciodată. Biserica n-a făcut și nu face din exorcizare un spectacol. Și dacă cineva face lucrul acesta, nu este bine plăcut lui Dumnezeu. Echilibrul este important. Cât este realitate, cât este cerință, nevoință, neputință și, pe de altă parte, cât este spectacol și mișcări deviante străine Duhului Bisericii. Creștinii noștri trebuie să fie înțelepți când solicită astfel de rugăciuni. La două noaptea, femeile se resimt după postul lung și aspru și sunt extenuate de atmosfera ireală din biserică. Li se spune că dacă vor să se vindece, trebuie să repete ședințele de exorcism, să țină canonul și să creadă că prin preot lucrează Dumnezeu. Bine, mă interesează omul de lângă mine pe care l-am adorat, l-am respectat și încă l-aștept acasă, pentru că e posibil să se îmbolnăvească grav. Sunt posturi și niște teribil de grele de dus în care de joia seară până vinerea seara să nu bei nici apă la 40 de grade vara și pe care le suportă. Mi-e și frică de acest om. Mi-e și frică pentru că e foarte puternic și nimeni nu face nimic pentru noi. Sigur că este foarte periculos. Sentimentul religios al omului este un sentiment foarte important. Îți poate modifica radical viața. Acea femeie, de exemplu, și-a părăsit bărbatul. Există mame care își părăsesc copiii care își părăsesc părinții. De aici au o responsabilitate enormă. La Patriarhia Română s-au primit anumite sesizări în legătură cu diferite abateri ale părintelui Cristian Pomohaci, dar n-aveam cunoștință de faptul că acolo este vorba de un fenomen
care a luat amploare. Eu mă consider că nu sar din dogmele Bisericii Ortodoxe Române, nu sar peste cal, nu exagerez nimic, în afară de faptul că poate că sunt mai lacom și mai rău decât unul care nu are atâta cât am eu. Cum sunteți? Mai rău și mai lacom. Pentru adică? Că eu iubesc mai mult pe Dumnezeu, îmi doresc să fiu mai bun, îmi doresc să am mai mult să pot da celorlalți din jurul meu, îmi doresc să fiu mai desăvârșit, îmi doresc să alerg mai repede pe calea desăvârșirii. Nu mă mulțumesc cu puțin. În prezent, cazul părintelui Pomohaci este cercetat de Episcopia Alba Iulia. De ce avem nevoie de credință? De ce ne trebuie un scop în viață, o energie superioară, o protecție? Și cum facem să distingem între învățătorii veritabili, cu har, și cei care știu doar să ne mintă frumos? Ar trebui văzut dacă nu putem face o corelare între starea de sănătate a poporului român și toată această explozie de maladii, de boli spirituale. Dumnezeu, dacă Tu ești cu noi, dacă Tu ești aici, trebuie să se întâmple o diferență în viața de aceștia persoane. București, șoseaua Fundeni. În căutarea unui răspuns, în căutarea unei vindecări, se află și zecile de oameni care vin zilnic la Catedrala Credinței, un fost cinematograf de cartier. Biserica Universală este creația unor brazilieni, iar predicile sunt pline de patos și atrag mulțimile. O Dumnezeu, în numele Lui Iisus Hristos, noi preoți lucrători. Ideea preotului lucrător îmbrăcat la costum cu cravată, care arată ca un CEO într-o întâlnire de multi-level marketing, cred eu că n-are absolut nicio legătură cu credința religioasă, într-un fel sau într-alt. Biserica Universală nu face parte dintre cultele recunoscute în România și nu are personalitate juridică. În schimb, are filiale în toată țara și multă putere, cu ce își racolează adepții, în special oameni foarte simpli, cu promisiunea unei minuni. Este o spiritualitate tipic sud-americană, bazată pe foarte multă căldură și pe un sentiment de comunitate pe care biserica oficială uneori nu-l oferă credincioșilor, iar oamenii care sunt acolo tocmai asta caută, o căldură și poate un răspuns la însingurarea și izolarea pe care o oferă societatea actuală. E o credință mare, mare, puternică, să puternică știți, de mai tot. Mare decât în bisericii noastre. Eu am fost în bisericii noastre și am dormit și în biserici, dar nu sunt preoții credincioși cum sunt preoții de aici. Fac niște slujbe din inimă. Brazilienii își fac reclamă la un popular post de televiziune și au întruniri zilnic. Țin slujbe de vindecare pentru boli incurabile sau promit că redresează firme nenorocite de criză. Sâmbăta se ține slujba pentru rezolvarea lucrurilor imposibile. La Iisus Hristos, Iisus! Minunile se întâmplă însă numai dacă plătești. Cât? A 10-a parte din salariu sau din pensie. Bani pentru care brazilienii au produs și plicuri tipizate. Dumneavoastră că faci un legament cu Dumnezeu. Prin ce? Zeciunea. Amin? Toți vor trece la dumneavoastră cu mungă și dumneavoastră ca să fie rânșor, puneți în aur. Amin? Credem în biserica asta. Și le dați a 10-a parte din pensie? Da. Cât e pensia noastră? Pensia mea acum e 800 și ai... Și dați a 10-a parte la lor aici? Le dați? Da. Pentru ce, doamnă? Nu e o păcăleală? Nu știu. Nu știți, nu? Faptul că e plin e o durere. Dovedește o carență în spațiul religios românesc. Dovedește faptul că oamenii habar nu au ce se întâmplă. Din Brazilia a promis vindecări mari. Cine? Ăștia? Tu! Numai Iisus Hristos vindecă, doamnă! Niciunul, nici doctorii nu vindecă, să ții bine în cap! Slujba de vindecare se transformă într-un spectacol amplificat de 6 boxe puternice. Oamenii sunt invitați să închidă ochii și să pună mâna pe acea parte a corpului care îi doare. Așa zisul preot este îmbrăcat într-un halat alb, ca doctorii. Yes, sir.
cancerul este apoi invitat să plece. Cei care vin la slujbe și din sărăcia lor plătesc minunile sunt mulțumiți. Am fost cel mai mare bețiv și încă mai beau. Acum m-a rugat la Dumnezeu și de două ședințe nu mai beau atâta cât beam. Și astăzi ați băut ceva? Ce am băut? Am băut două pahare de vin la fete, acasă. Dar cum puteți să credeți că vă vindecă cineva care este îmbrăcat într-un halat alb? Ce preot e ăla? Cum, doamne, dacă are credință? Are credință! Nu ai credință! Faptul că sunt brazilieni, ce... Brazilienii... Dumnezeu! Le-o fi dat Dumnezeu și lor un har! Astfel de fenomene nu se întâmplă doar în România. Astfel de fenomene iau amploare în toată Europa în momentul de față. Bisericile tradiționale sunt în criză, sunt în pană de credincioși, mai ales în Europa Occidentală, și în schimb iau foarte multă amploare aceste secte carismatice. V-a vindecat ăsta aici, înăuntru? V-a vindecat, uite, uite dovadă, uite, mă! Ia, dovadă, ce? Uite! Ăsta ce ai, da, azi, nu? Azi! Uite, mama, minima. Am venit, m-a adus copiii, mamă, știi cum atât? Și uite, acum vă simțiți mai bine, doamnă? Bine, mă, și toți sunteți vindecați? Da. Dar voi ce aveați, voi? Eu sufăr de insuficiență cardiorespiratorie, am glandă suprarenală și mulțumesc lui Domnul Iisus că și-a atins mâna de noi. Dumnezeu este viu, Dumnezeu este cu noi. Dacă ai încredere, tată, Dumnezeu îi vinde. Și tu ce aveai, ce aveai? Băiatul meu suferă cu inima. Cu inima, cu inima. Și copilul meu la fel. Ea este picut capul. Și azi, și capul, toată familia e bolnavă. Familia noastră. Îi mulțumim Tatălui de sus și lui Iisus Hristos că e viu. Există Dumnezeu cu adevărat, mamă. Mai mari biserici universale au refuzat să comenteze activitatea lor și nu ne-au permis să filmăm în catedrală. Un lucru e cert, afacerea lor e înfloritoare și nu duce lipsă de clienți. Acum, dacă intru să vorbesc cu personal... Nu vorbiți, nu. Vreau să vorbesc. Doar să vorbim, atât vorbiți. Da, sunt aici. Așa v-ați transmis? Cu siguranță, da. Măguri Răcătău, Munții Apuseni. Într-un loc de vis, la marginea satului, locuiesc vidrenii, o sectă compusă din 7 familii. Se ascund de lume și nu vor să aibă de-a face cu ea. Nu prea vorbesc cu noi, numai copiii, ce-s mai tânii. Aia, bătrânii mai de mult nu vrea să vorbească. Nu vor. Ăștia tineri? Ăștia vorbesc acum, ce și tu, da? Aia, bătrânii nu. Desprinși din cultul penticostalilor, vidrenii au atras atenția lumii în anul 1998, când un copil a murit pentru că mama lui n-a chemat doctorul. Regulile sectei au uimit comunitatea. Vidrenii nu-și dădeau copii la școală, refuzau orice fel de asistență medicală și își îngropau morții în pădure, fără slujbă. În urma unei prorocii care a scos-o deșteptul ăsta, care bătea din gură acolo Nicolo, că numărul celor aleși se vor apropia de numărul celor ieșiți din corabia lui Noe, adică 8, au zis că numai ei ori ajunge în cer. Ăștia toți sunt spurcați, toți sunt pănicăieri. Și acum au ajuns să-și îngroape pe mama sa fără slujbă religioasă, fără nimic. Penticostalii din sat i-au renegat. Cum ui, cu credința? Și cum ui? Fiecare știe o cale. Așa că acum zicând că ortodoxul, catolicul, fiecare își vede de trebuie și avea credința bună. Dar ca să caute adevărul, niciunul nu caută așa după Sfânta Scriptură. În anul 2008, vidrenii au primit o grea lovitură. 8 copii au fost luați de lângă tatăl lor după ce mama lor a fost alungată de acasă. Femeia a cerut sprijinul asistenților sociali din Cluj. Să fiți cu minți. Hai, domnule, să vă este o judecată care o va face Dumnezeu. Și-a privat, a izvidea și voi. Tatăl copiilor vorbea ca un profet, iar convingerile lui l-au făcut să-și izoleze cei 8 copii cu vârste cuprinse între 3 și 4 ani de viața păcătoasă de afară. 3 fete sunt acum crescute de bunicii materni și restul copiilor au ajuns într-un centru social. Ideile lor sunt ideile secte din care provin, da? Că lumea se conduce după anumite reguli date de Dumnezeu extrem de clar și că ei sunt doar cei care merită să fie recunoscuți de Dumnezeu și sunt recunoscuți de Dumnezeu. Restul sunt, gârboviți. Copiii sunt atât de îndoctrinați încât nici măcar astăzi, după aproape 4 ani de când psihologii lucrează cu ei, nu au un comportament normal. Este greu și extrem de greu de lucrat cu ei, pentru că ei au singurul reper pentru ei, este tatăl lor. Sunt extrem de
convinși de adevărurile care, pe care le promovează acea sectă. Tatăl copiilor a dat până acum în judecată de 3 ori protecția copilului, fără niciun câștig de cauză. Când am ajuns la Măguri Răcătău, ne-a întâmpinat Călin Vidreanu, un adevărat lider pentru aripa tânără a sectei. Inițial nu a vrut să fie filmat. Ce Vidreanu e, mă? Domnul Vidreanu. Ăla, el e pe mine. Nu, gata, nu. El e pe mine că l-am spart și b- Apoi ne-a mărturisit că el și frații lui au reușit să se smulgă de sub influența bătrânilor. Călin, copilul cu chip chinuit de altă dată, a mers la școală și are un serviciu. Astăzi fumează, bea, înjură și nu crede în Dumnezeu. Călin, Călin, există Dumnezeu? Există Dumnezeu? Am îmi place că fiul are unde pe acolo pe cer, dar pe aici pe pământ nu l-am văzut. Da, în inima ta este? În inima ta este? În inima ta este? Facă poză. Când îți beat. Când îți treaz, nu. Numai când îți beat. Păi gata cu credința, nu? Deci voi sunteți aripa tânără. E foarte credincioși. Ne avem dracu. Ne-am dus? Vezi că oameni buni, dracu-i rău că nu ne e. Nu ne duce. Și a zis că sunteți atei toți? Da. E adevărat că trăiți între voi, vă căsătoriți între voi, Vidreanu cu Vidreanu? Suntem homosexuali, bine, uite. Nu e adevărat, sunt minciuni. Cei mai mulți dintre copiii vidrenilor merg astăzi la școală. Faptul că ies în lume ar putea să fie singura lor șansă ca să se desprindă de doctrina bătrânilor. S-au despărțit de cei bătrâni. S-au despărțit de cei bătrâni și uitați-vă. Și ea bătrâni au rămas? Aia, tot așa. Cum? Cu secta lor, mai departe. Lor, mai... Nici o altă convingere nu este mai universală ca aceea că viața trebuie să-și aibă originea într-un duh sau într-un izvor divin, iar nevoia de credință poate să ia forme dintre cele mai exotice. Ne aflăm într-un apartament elegant din București. Gazdene sunt adepții Bahai, oameni educați care au găsit un răspuns pentru căutările din viața lor după ce au renunțat la ortodoxie. Toți sunt slujitorii lui și toți depinde porunca lui. 7800 de români cred în învățăturile lui Bahaullah, un persan care a trăit la sfârșitul secolului al XVIII-lea și care a inventat cea mai tânără religie din lume. Este ultimul profet, profetul care a dus ultimul mesaj, care e mesajul pentru zilele noastre. Adepții Bahai nu beau, nu fumează și nu au lăcașuri de cult. Nu avem preoți și nici predicatori. Așa că fiecare credincios e dator să vorbească despre mesajul lui Bahaullah cu ceilalți oameni. Rareș Prunduș este specializat în marketing și lucrează la o firmă puternică din București. Avea 14 ani când a auzit de credința Bahai. Niște prieteni cu care făcea engleza i-au vorbit de învățăturile lui Bahaullah. L-a prins repede. În momentul în care am discutat cu acei prieteni, a fost, pur și simplu mi-am dat seama că e exact ceea ce căutam ca să mă liniștesc. Până la urmă și familia și prietenii s-au obișnuit cu Rareș, credincios Bahai. Colegii au zis, ok, o să-ți treacă. Prima săptămână la fel au zis și părinții, după aceea micile conflicte care apar și apar tot timpul. Părinți, copii, vârstă. Credincioșii sunt convinși că mesagerii lui Dumnezeu au fost Abraham, Isus, Buddha, Mohamed, însă ultimul trimis al lui Dumnezeu pe pământ, Bahaullah, îi conține pe toți. Eu m-am fost botezat ortodox și în momentul în care am acceptat și am spus eu sunt Bahai, l-am acceptat și pe Moise. Iisus deja, hai zicem, era acolo, era în sufletul meu. L-am acceptat și pe Moise, l-am acceptat și pe Buddha, l-am acceptat și pe Mahomed. Ceva își dorește creștinismul, altceva își dorește iudaismul, cu totul altceva își dorește budismul. Sunt lucruri ireconciliabile. La nivel de doctrină. Dan Burghelea este actor și de când este Bahai, viața lui s-a schimbat. Eu cred că dacă te referi strict la credință, de multe ori nici nu mai ai nevoie de certitudini, nu mai ai nevoie de cineva să vină să-ți demonstreze că unul și unul fac doi. Dacă eu cred, și pentru mine de fapt, a ajuns să fie suficient și atunci a fost foarte simplu. Își fac publicitate din om în om și pe internet și sunt destul de puternici în toată lumea, cât timp adepții contribuie financiar și asta e obligația lor. Este un efort care pentru Bahai este depus în fiecare clipă de când ei devine Bahai. Ei sunt conștienti
că pentru a construi, a clădi o lume nouă, este nevoie și de acest sacrificiu material. De aceea, criza sau necriza, Bahai tot timpul sacrifică tot ce pot pentru cauza lor. Deci, componenta importantă este sacrificiu, nu cantitatea de contribuții. Financiar contribui cu ceva? Fiecare cu cât poate. Adică nu este o regulă, nimeni nu-ți spune, bă, trebuie să dai atâta și îți dau chitanță. În concluzie, fiecare om este liber să creadă în ce vrea el, dacă asta îi face bine. Peisajul religios al României se apropie încet, dar sigur, de peisajul religios al Occidentului, în sensul că asistăm la un fel de supermarket al religiilor. Fiecare ia ceea ce îi se potrivește, se inserează într-un loc pentru mai mult sau mai puțin timp, pentru a se simți bine, protejat, ocrotit, fericit. Poți să crezi în Bahá'u'lláh, în creștinism, în Biserica Universală care îți promite miracole pe bandă rulantă. Nimeni nu o să te oprească, însă de un lucru putem fi siguri. Cel mai ușor poate fi manipulat un om aflat în suferință, fizică sau psihică. Un om care simte o nevoie acută să creadă în ceva, să găsească un rost și un sens superior pentru viața lui. Crede și nu cerceta poate fi uneori cea mai scurtă cale spre pierzanie. Duminica viitoare, România te iubesc surprinde starea teatrului românesc din interior. Regizori care au revoluționat teatrul mondial, Andrei Șervan. Actori care au cucerit Hollywoodul, dar preferă să joace în teatrul lor din subsol, Marcel Iureș. Tineri actori care, deși sunt umiliți cu lefuri de mizerie, continuă să creadă în talentul lor și să-l arate lumii, Marius Manole. După aproape o viață pe scenă, Mișu Fotino, Victor Rebenciuc, Marcel Iureș, Ducu Darie și Andrei Șerban vă oferă un regal de povești din spatele scenei. Culise, secrete, repetiții inedite la piese care se joacă numai cu casa închisă, actor uriaș în ipostaze necunoscute, vă așteaptă un spectacol de mare clasă din spatele cortinei. Are plici. Talentul îl ai tu în tine și nu ți-l dă nimeni altcineva. Chiar dacă sălile sunt pline, nu asta vreau, ci vreau altceva. Ceva care să mă ridice înspre verticală, înspre sus. Vă iubesc și îmi pare rău că nu pot să fiu cu voi acum cum trebuie. Dar sufletul e cu voi. O societate este cu atât mai avansată cu cât își tratează mai bine bufonii. Adevărații maestri ai teatrului intră în scenă duminică la ora 18 la România te iubesc. Știți povestea unor oameni care au căzut în capcana sectelor? Mărturia dumneavoastră contează și poate schimba lucruri. Îi puteți scrie Antoanetei Dohotariu, autorul materialelor de astăzi, pe adresa romaniateiubesc@protv.ro. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!